Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce ați mai găsit, domnul Vlad? Cultură. Au apărut tablourile care miros. Da, să se mai spele. Deci au apărut tablourile care miros. Alea cu natură moartă. Gata. Nu m-aș fi gândit. Prado, Madrid. Eu când ai spus asta, super, m-am gândit că au mutat muzeul în tramvaiul 41. Așa. Da. Deci în Prado, Madrid, nu, e o chestie foarte serioasă, e o tehnică aparte, nu știu, și vizitatorii pot simți, de exemplu, parfumul florilor pictate în unele tablouri, da. Flori din mucigai. S-a închis ușa, a plecat. Producătorul nostru nu știe că suntem emisi. În sala respectivă, 10 parfumuri diferite sunt emise de câteva dispozitive. Practic ca profa mea de geogra din liceu, care n-avea dispozitiv. Mă scuzați, dar așa este. Era multidispozitiv. Da. Mă iubea foarte mult. Așa. Doamna Apostol. Și mie îmi plăcea de dânsa. Dar? Mă mai dădea afară din când în când că o enervam, dar îmi dădea note mari, eram bun la geografie, chiar o simpatizam. Dar mă iubea de mult încât mă pupa o obraj. Și avea, cum spun, 10 parfumuri diferite fără dispozitive. Știam o săptămână că m-a pupat, doamne, da, de geografie. Da. Revenind la Prado, deci, de exemplu, o pictură din secolul al XVII-lea, tabloul îl înfățișează pe Venus și Cupidon înconjurați de flori și de păsărele și câteva detalii emit un parfum subtil. Na, nu mi-e se voce asta de curator. Deci, nu merge. Miros. Da, pe lângă. Pe lângă tablouri consacrate. Nu, eu am crezut că e vreo expoziție de asta modernă, știi? Nu. Tablou consacrat. Și au făcut unul, a pictat 3 brândușe și au pus un dispenser de brândușe. Nu. Și cum miroase brândușa? Practic ca brândușă. Aia de dispenser miroase ca brândușa în WC-ul. Da. Aia de dispenser. Întotdeauna toate parfumurile astea artificiale din dispenser miros a orice, dar în WC-ul. Așa mi se pare mie că suntem greu de ascultat azi. Să știi că sunt de mai multe calități. Mai sunt și vestiarele. Unele care ce? Miros corect. Du-te, mă. Alejandro Vergara, curator al Muzeului Prado. Citez. Tabloul are între 80 și 90 de elemente decorative, în special florale. Noi am selectat 10 dintre ele. Am adus niște ecrane accesorizate cu difuzoare florale realizate de un brad de parfumuri. Folosind această tehnologie, publicul care vine în această sală poate apăsa ecranul moment în care simte un miros de trandafir, de iris sau alte flori. Sau parfumul unui mănuș, un accesoriu nelipsit în secolul al XVII-lea. Vizitatorii apasă ecranul, iese aroma respectivă și o pot mirosi. E miros de mănușă purtată sau... Vezi? Păi dacă e în tablou purtată, dar nu crezi că era etichetă. Secolul al XVII-lea. Nu, dar să iei miros de ala de piele, mă, deci, de căprioară. Practic, eu spun cum e. Oamenii, deci toată invenția este, băi, sunt foarte bun, toată invenția este așa, au pus dispensere, vorba ta, și te duci, vezi, brândușă. Ia să vedem cum miroase brândușa. Puș, îți dă în față. Wow! Cât de tare, ce mai încercăm? Îți dă cu brândușa peste ochi. Da, exact. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.